Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Iată din nou împreună aici la Trinitas TV. Sunt Iulian Bobârnea și vă invit și de această dată să rămâneți alături de mine într-o lecție de istorie, am putea spune, în ediția de astăzi. Invitatul meu vine de la Alba Iulia, este membru al cenaclului Lumină Lină și mai presus de toate este părintele cântecelor așa e românul și tu ardeal. Practic o lecție de istorie la care vă invităm să fiți și noștri astăzi aici la Trinitas TV. Doamnelor și domnilor, am onoarea de a-l avea alături de mine pe părintele Doru Gheaja. Bine ați venit, părinte, și mulțumim că iată ați străbătuți atâția kilometri de la Alba Iulia la Sibiu pentru a ne întâlni în această ediție. Bine v-am găsit, distanța nu este mare, bucuria a fost mare că am fost invitat de către dumneavoastră la această filmare pentru emisiunea postului Trinitas și am venit cu mult, cu mult drag. Mai cu seamă că știu că această emisiune, după spusele dumneavoastră, se va uh, aduce publicului chiar în. Perioada Crăciunului. Iată, o perioadă frumoasă, o perioadă iubită de noi toți, o perioadă în care familia este uh, reunită și, indiferent de colțurile lumii unde suntem răspândiți în restul anului, de Crăciun, suntem acasă. Este o perioadă specială, chiar dacă ne aflăm aproape de finalul acestui an. Părinte, am să vă rog să ne spuneți mai întâi, să vă propun o, o călătorie în timp, o călătorie istorică și să ne întoarcem în acei ani în care ați venit preot. Aș vrea să-mi spuneți cum ați ajuns preot. Dumneavoastră ați ales preoția sau preoția v-a ales? Vă răspund foarte scurt, după aceea detaliez. Am moștenit preoția. Cum așa? Pentru că tatăl meu, unchii mei, mătușile mele priotese, din rudenia episcopului Nicolae Popovici de la Uradia, dar aș vrea să vă spun, să, să, încep de la, din copilăria mea. Eram la primii ani când am început să pricep, la trei ani jumate, patru ani, când mi-am pierdut mama și tatăl meu fiind preot lângă o media într-o parohie bust din comuna Bratei, mă duceam fiecare duminică cu el la biserică și îmi punea acolo în altar câte un scaun ca să nu -mi fie fric, lângă o sobă din aia rotundă de tuci unde se făcea foc cu câteva bucăți de lemne și stăteam acolo toată Liturghia. Am prins dragul acesta de biserică și am prins dragul de biserică și datorită tatălui meu, care mă ducea de mână totdeauna acolo și credincioșii mă înconjurau cu mult drag, fiind copil fără mamă, copil orfan, copilul, cum se zice, la sat, copilul popii fără mamă. Și așa am prins această dragoste de biserică. Ei, am terminat uh, clasele primare, patru clase la mine în sat, după aceea ciclu 2 în alte părți, unde a fost ciclu 2, sate vecine, terminând la șeica mare și după aceea m-am dus la seminarul teologic la Cluj. Dar aș vrea să mă întorc în copilăria mea, pentru că este vorba și de colindul tradițional pe care noi, ca și copii, îl începem încă de când suntem micuți colindând familiile rudenilor noastre, a cunoscuților noștri. Iar aici în Ardeal este o tradiție care a devenit cunoscută la nivel mondial, este patrimoniu UNESCO. Da, asta vreau să vă spun, că la noi în sat, așa cum era satul mai izolat acolo, dar urmas prin tradiție ca fiecare ceată de copii, ceata de copii înseamnă copiii până la clasa 4 -a, care era un sat, și cei care încă nu mergeau, nu era grădiniță în sat, dar care nu mergeau la școală, îi luam cu noi câți ne adunam, câți erau. Dar ne ocupam ca să facem o stea. Și steaua cum o confecționam? Noi o confecționam. Din sâta prin care se cernea făina de porumb, o îmbrăcam cu staniol. Noi nu spuneam staniol pe vremea aia, spunea argint. O îmbrăcam în acest staniol, îi puneam cinci colțuri și o coadă câțiva cănăcei, doi clopoței și făceam repetiție de când începea postul Crăciunului. Erați liber să faceți această repetiție sau făceați pe aici, pe acolo? Eu vorbesc de anii 46, 47, 48, 49, până prin 50, când eram eu în sat acolo. Nu știam noi atunci că e voie sau nu i voie. Noi făceam. Noi făceam, ne adunam și făceam repetiții la Colins ca să putem să ne facem de râs. Era o datorie a copiilor. Categoric, categoric. O datorie a copiilor și o, o dați-mi voie să spun, o fală a părinților să duc copiii noștri și eram toți îmbrăcați în costume naționale. Așa mergeam. Noi începeam dimineața, copiii. După aceea, pe la ora prânzului, veneau cei care erau clasa a 5-a, 6-a, 7-a, ciclu 2 și seara mergeau cei care erau la liceu, și seara de tot, când se întuneca, mergeau ficiorii. Ei, la ficiori era o tradiție că se aduneau la biserică, se urcau în turnul bisericii și trăgeau clopotul, să anunțe oamenii că începe colindul. Și la, după fiecare uh, colind, trăgeau clopotul. Iar când au o colindă, iar trăgea clopotul. Și tatăl meu, care era preot acolo, îi aștepta în biserică și le citea o rugăciune de călătorie, dar nu uita să le spună, după ce termina rugăciunea, vedeți că la ora 4 dimineața începe slujba, dacă nu sunteți în podișor, podișor înseamnă ca fasul, așa? dacă nu sunteți în podișor să răspundeți la liturghie, anul viitor nu mai mergeți cu colindul. Ce primeau copiii atunci la colindat? O să vă spun ce, noi primeam nuci, primeam, pe vremea aceea nu era vorba de bani. Noi primeam mere, era o tradiție la, la ficiori, pentru că postul Crăciunului, care era de șase săptămâni, era interzis categoric orice petrecere, și a treia zi de Crăciun era voie să facă fac un bal, un joc, cum se zicea, la țară, și acolo. Pentru această petrecere a tinerilor, unde mergeau și părinții, mai ales mamele, se duceau cu fetele și o duceau fetele la petrecerea respectivă, în timpul Colindului erau doi băieți care erau mai, mai, mai la coda Plutonului, care aveau doi saci curați. Într-unul se aduna lichiu, cum se zicea la noi, lichiu făcut pe vatră, așa frumos, și în altul se aduna cârnați, pece de porc. Așa. Și din astea se adunau toate și făceam mâncare pentru ca să mâncăm toți în noaptea când era această petrecere. Ăsta era darul colindatului. Părinte de la Colind, mergem mai departe la ceea ce înseamnă lecția de patriotism, lucruri frumoase pe care le-ați lăsat uh, drept moștenire nouă românilor de pretutindeni și anume mă refer aici la aceste piese minunate pe care cu toții le cunoaștem. Nu există 1 decembrie, nu există sărbătoare națională fără ca un român să le cânte. Așa e românul și tu ardeal. În ce an ați lucrat la aceste piese și cum a venit această idee? Până când ajungem la ele, dați-i voi să mai fac o, o, o introducere. Când eram pe anul 4 la seminar, în 59, poate că de acolo mi-a intrat uh, microbul ăsta a patriotismului. Aveam o bibliotecară de la Lancrăm, eu de lângă media fi, nu știam pe vremea unde e Lancrămul, era original de în Lancrăm și uh, 24 ianuarie, de centenarul Unirii Principatelor, au făcut cu noi piesa Mojion Roată și Unirea și ne-au îmbrăcat în costume naționale. Dar ce costume naționale? Că nu aveau atunci, nu aveau unde să împrumute, nu aveau... Așa, i-au adunat de la colege de ale ei, doamna, niște uh, cămăși de noapte, i de noapte, care erau cusute cu pui la mâneci, la guler, le-au scurtat și cu un tricolor, și cu niște izmenuțe, ne-au făcut costum național. Și am făcut piesa la, la seminar la noi și de acolo i-a venit ideea doamne bibliotecare, haidea să mergem în piața cu statuia lui Matei Corvin. Ne-am dus acolo, noi, cu cămășuțele alea, era 24 ani, era, era soare, dar era un soare cu dinți. Ne-am dus după noi, mai erau încă 80-90 de colegi de-ai noștri, cântăresc toți buni. Și ne-am dus cu Hora Unirii cântând pe, pe centru. Și când am ajuns aproape de acolo, era plină piața, nu era pe timpul acela brigăză artistic, ce nu era muzică, era... Ne-au luat oamenii pe sus, pe noi, noi îmbrăcați în costume naționale, ne-au luat și ne-au dus sub statuia lui Matei Corvin. Și de acolo am cântat Hora Unirii, sunt cins o horă pe trei rânduri, uh, au conjurat parcul și Biserica Mare Romano-Catolică din Cluj. Și poate că de acolo am prins eu dragostea asta de cântec, pentru că era Manul 5, după aceea am venit la Sibiu, și aici după un an, prin 60, în 1962, am fost selecționat în ansamblul regiunii Brașov. Ansamblul regiunii Brașov, cum era atunci regiunea, erau dansatorii de la Dăișoara, de la Crihalma, erau, era pe vremea aceea marele coregraf de aici, din Sibiu, din gura râului de loc, Ion Macrea. Deci se înțeleg că era un ansamblu folcloric. Folcloric, folcloric, da. Și am fost selecționat și eu în acest ansamblu uh, a regiunii Brașov turneu mare și așa mai departe în țară. Ei, după ce am venit de acolo, am cochetat cu, cu muzica populară și îmi plăcea muzica populară. Nu v-am povestit cum am ajuns la seminar, că am dat admitere și am terminat seminarul. După aceea s-a invit un post la ansamblu de cântece și jocuri din Târgu Mureș de solist vocal. Și m-am dus și am dat examen și am intrat acolo. Asta a fost în 64. Practic, aceasta a fost prima întâlnire cu un ansamblu profesionist. Atunci, Un în 64, lucru profesionist. În 64, da. da dar cântam, cântam doină, învârtită, hațegană, cântam cântece populare. Totul dintr-un dar primit de la Dumnezeu. De la Dumnezeu și moștenit de la tatăl meu. Tatăl meu era un, un tenor liric bun. Bun. A fost coleg de școală normală aici la Sibiu cu Ion Dacian. Și cântau ei duete amândoi și așa un tenor liric bun. Mi s-a întâmplat cu tatăl meu că eu am fost preot lângă Sighișoara, s a mutat lângă Sighișoara, a murit într-un accident de gaz și atunci m-am hotărât să intru în preoție. Am făcut cerere și în al preasfințitul Dumnezeu să-l odihnească mitropolitul Mladin Mohirotonit și mi-a dat o parohie lângă Sighișoara. Am stat liniștit șapte ani lângă Sighișoara și s-a reînființat episcopia de Alba Iulia în 1976 și am picat în jurisdicția Episcopiei de Alba Iulia. Atunci când Mitropolia Ardealului, care cuprindea șase județe, Sibiu, Brașov, Covazna, Alba, Mureș și Harghita, s-au împărțit în două, au rămas cele trei primele la Sibiu și celelalte Alba, Mureș și Arghita la Alba Iulia. Și atunci episcopul Emilian o întreba protopopii dacă au preoți cu voce mai bună, dacă au preoți care au carne de conducere, să îi recomande ca să fie, să îi fie de ajutor la organizarea nou înființatei episcopii de Alba Iulia. Și așa am ajuns, a fost recomandat? Am fost recomandat de protopopul popul meu de la Sighișoara, meu să-l odihnească Ioan Dragolia. Am început din 76 această muncă cu episcopul Emilian. Aș vrea să vă spun că în această perioadă de când am început, am început să cântăm cântecul patriotic. Era interzis în acea perioadă când te patriotic era, nu, nu, tocmai că nu era interzis. Noi, noi îl cântam. Nu mai puteam să cânt doină, nu mai puteam să cânt hasegană, nu mai puteam să cânt învârtită și la mese, la agape, la, după sfințiri de biserică, după, la ieșiri cu episcopul, era un pic mai pretențios, așa cum Ați auzit că spunea cineva înaintea mea aici, era mai pretențios la masă să nu se aude gălăgie, să nu se audă cine ne făcea semn să cântăm ceva. Cântăm ceva, cântam ceva religios și după aceea începeam cu un cântec patriotic. Așa, nu eram în reverență, nu puteam să cântăm altceva. E, toate astea au fost până în anul 1980, când, printr-o împrejurare, L-am luat pe Păunescu, nu l-am cunoscut până atunci, și l-am dus la Mănăstirea Râmeț ca să-l prezint episcopului Emilian, vrea să-l cunoscă. Era nevoie la episcopie de un ajutor atunci, pe vremea aceea, vă pot spune, pentru hârtia de calendare de perete, care era, nu era suficientă, pentru aprobarea tipăriri nezice, critica noului testament de, de la Bălgrad, 1648. Deci nici de cum să fi fost o treabă cu muzica să nu, fie necesară nu, o nu, astfel nu, de întâlnire. Nu, nu, nu. L-am dus la râmeț, nu știa unde-i, da să gata târziu, numai pe la noapte, la târziu, nu e nimic, eu vă aștept și vă duc acolo. Episcopul Emilian o, o așteptat acolo, s-a pregătit o masă, a venit cu patru însoțitori, Socaciu și mai știu care era copiii lui, Ioana și Andrei. Și maicile care cântă foarte frumos acolo, cântece uh, pricezne, ele, așa au cântat maicile, au cântat socații, au cântat și eu. Până atunci eu culesem din zona Agniti, așa e românul, din localitatea Kirpăr, unde am avut. Un... Adică cules, ce, am, ce a însemnat uh, mai concret? Uh, da, am avut un coleg la seminar, care era mai mare ca mine, Ionașcu, care. Zice, băi, eu știu un cântec de acolo, din zona mea, mă, din Chirpăr, de lângă Agnita. Hai să-l cânt. Și mi l-au cântat, și l-am prins, și l-am cântat. Să-l cântam la, la mese cu episcopul Emilian. Nu cântam numai ăsta. Nu uita că ești român. Din Sara Moților noi am venit cu munții Țebei. Cântam pe vremea aceea Marșul lui Iancu, Doina Iancului și așa mai departe. Dar acolo, la Remeț, în, în seara aceea, o auzit pentru prima dată pe UNESCO, așa e românul. Și tot acolo o auzi și cânte cu Simone, spunem tu, cântat de maici, priceasna. Simone, spunem tu, dacă mă iubești, oile, oile, să mi le păzești. Ei, a doua zi dimineața, mă cheamă pe o noptat acolo, mă cheamă pe la el pe terasă, ce părinte, mai cântă-mi odată cântecul ăla de aseară. Și am cântat, așa e românul și chemat pe Alexandru Căpușneac, care el era cu Cenacru Flacăr atunci, eu, îl cunoșteam de când eram la Târgu Mureș, la ansamblu, și zice, îl înregistrezi pe părintele cu cântecul ăsta în Biserica Monument Istoric și după aceea merge și îl filmați sub stâncă. Dar se face roșu un costum național. Au dat seama cât de greu a fost să găsească pentru mine maicile săracele de costum național. O căuta pe la mocane din jurul mănăstirii și au găsit într-o ladă un costum mai vechi, mai îngălbenit, mai uh, ciupită de șorecuți, fustița sau cămașa și așa mai departe. Și în costumul ăla m-au înregistrat și mi-au dat. Eu o poveste mai lungă care vă spun altă dată. Cum au fost dat după aceea chiar în ziua de Sfântul Ilie să fie difuzat pe postul de televiziune. A fost cândva cenzurat acel uh, moment? Eu fost cenzurat, dacă mi să mă provocați, vi spun acum. Vă rog! Vi, vi spun acum, <laughs> sigur că da. A fost cenzurat. Pentru că era pe vremea aceea la propagandă Petre Enache și uh, Adrian Păunescu s-a dus cu înregistrarea cu casetofonul ca să aprobe bunul de difuzare. Știți? Și când au ajuns la, în birou la el, să cunoșteau, sigur, bine, au băgat în priză casetofonul și am început eu, așa e românul, când se înveselește, ca și stejarul, nu gurește. Și ce domnule, formidabil, când e nu am auzit niciodată și frumos, nu știu ce, cine îl cântă? Deci un preot din Alba Iulia. Păi, nu se poate, tovarășul Păunescu, să dăm un preot pe post. Dar ce nu, nu nimic, nu nimic. Și Păunescu, o plecat de la el și o venit la Alba Iurea cu textul, cu textul Colim pentru președintele țării, scris de el, muzica de Socaciu și o spărinte, în două zile înveți cânte cu asta. La feria strațării un colind, e colindul nostru de om bun, dalbe flor pe culme crești și se aprind, când colindătorii cântecul și-l spun. L-a înregistrat acolo și l au dus iar la Petreinache să fie dat bun de tipar, bun de difuzare. Și când l au văzut Petreinache, după spusere lui, o să că iar a venit cu popa subțioară. Ei, el l-a băgat în priză și o prezentat el. Știți că atunci a se sărbătorea 24 și 26 ianuarie odată, unirea principatelor cu, cu ziua lui Ceaușescu odată. L-a băgat în priză și prezintă el pentru tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu, preotul Doru Gheaja din Alba Iulia cântă colindu pentru, închina, pentru președintele țării. Și ce da, dar ăsta popa, iar, iară popa. Zice, dar tovarășul secretar, un preot nu are voie să cânte pentru președintele țării. Vă spun de ba da, tovarășul Păunescu. Și așa, odată așa ai românul, rămânând să-l dea iarna, după aceea colindu pentru președinte. Dar am trecut un pic cam repede peste, peste momentul acesta, că a fost dat chiar în ziua așa e românul în ziua de Sfântul Ilie, când la Toplița era întotdeauna hram la mănăstirea Toplița. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acel moment în care, iată, vă ascultați piesa pe o televiziune națională? Atunci nu era ca în zilele noastre în care oricine poate să apară, să spunem, la un post local? Nu știu dacă am eu puterea ca să vă exprim prin cuvinte bucuria pe care am avut-o eu, dar pot să vă spun bucuria pe care am văzut-o pe fețele și cei care au văzut emisiunea, că acolo la mănăstirea uh, Toplița am văzut emisiunea. Cât de bucuroși au fost, ba mai mult am primit mesaje de la Dumnezeu metropolitul Mitropolitul Nestor de la Craiova, că s-au bucurat, că au văzut un preot care o cânta bine, era în costul național, un preot care o cânta, știa, știa da. Ei, și vreau să revin asupra momentului Cenaclu Flacăra. m luat din momentul acela din 80 în Cenaclu Flacăra. Deci eu acum sunt în Cenaclu Luminălină, continuând activitatea pe care eu am făcut-o la Cenaclu Flacăra, care părintele Cătălin era un admirator pe vremea aceea. Eu nu am știut, nu l-am cunoscut pe vremea aceea. Era un admirator al cenacului Flacăra. Este vorba de părintele Cătălin, Dumitrian, Cătălin Dumitrian, cel Dumitrian. care coordonează de de la Sibiu. Lumin... Da, sigur, că da, sigur, că da, sigur, că da. Și îmi spune momente, am filmat în anul 83, părinte, <laughs> când pe stadionul din Iulia era un insoare cu fulci de jumate degetul și cântai acolo, așa, românul și Cântecul Ștefan. Și cu asta este o poveste, cu Cântecul Ștefan și așa mai departe. Da. După un an de zile, Păunescu a spus părinte, în 81, din momentul ăsta, vii îmbrăcat în reverendă. Și de atunci am cântat, mă prezenta preotul Doru Gheaja din Alba Iulia și mă prezenta ca și preot și eram îmbrăcat în reverendă. Practic era un act de mărturisire, un act de curaj din partea dumneavoastră, dar și a celor care vă invitau în diferite spectacole ca un preot să... Arate uh, lucrurile pe care le gândește, pe care le simte în fața mii de oameni îmbrăcat iată în reverendă, în preot. Da, da, știți, uh, uh, mândria e păcat, știți, dar uh, vreau să vă spun că pe, pentru mine era o mândrie să cânt pe timpul acela, să continui ceea ce am făcut în ansamblu profesionist de la Târgu Mureș, de data aceasta cu cântecul patriotic, să continui în Cenaclu Flacăra. Mă întorc la momentul acela de la Râmeș, atunci când a auzit uh, Păunescu uh, Simone, spunem tu, după un timp, tot acolo la mănăstirea Râmeș, mi au scris anul 80 a fost declarat anul copiilor pentru pace. Și mi au scris colindul copiilor pentru pace pe acea melodie, Simone, spunem tu, dacă mă iubești. Pace ai tot pace ai tot, pe această stea. Pentru ea, pentru ea, noi vom colinda. Și după ce l-a încântat, să vreun an de zile, un an și ceva, atunci tot la Râmes mi-au schimbat și o scris textul Colindul Apusenilor. Părinte, mai sunt astăzi tinerii misionari, mai sunt astăzi tinerii mărturisitori. Adică, ar mai avea cineva curajul să facă lucruri pe care dumneavoastră le-ați făcut, iată, ați cântat astfel de cântece patriotice. Ați dat dovadă de un curaj extraordinar în acele vremuri. Crezi că tinerii ar mai face astfel de acte de jerfelnicie? Sigur, sigur, sunt convins că fac, sunt convins că fac, pentru că eu îi aud cântându-le. Îi aud -le. Da, le eu aud cântându-le. Dar le simt atunci, ei? Eu, atunci, eu atunci când le cântam, nu, nici nu mă gândeam la, la teamă. Eu vedeam bucuria oamenilor care stăteau la spectacol, din sălile din polivalente, de pe stadioane, de unde cântam, de sălile casele de cultură. Mă uitam la ei cum cântau și ei la refren. Și totuși mă gândesc că simțeați acele versuri pe care cântecele acestea frumoase le păi transmiteau. eu, eu le-am simțit că le-am transmis, dar le-au le le simțit cei care le-au primit. Le-au primit, de aceea erau, erau în ton cu mine. Știți ce? Îi auzam fredonând. Îmi spuneau cunoscuți din parohie de la mine, din Alba Iulia, care lucrau la Cugir. Și erau într-un tren care îi spunea Cugiriana, care ducea navetiștii. Și zice, părinte, s-a avut spectacol atunci pe stadion și copilul, n-am putut să scap de el, copilul meu care e numai clasa șasea, am zic că să mă duc cu el să vadă ce, și, și zice, părinte, mi-a să să cântați una după 12, că așa mă băga pe mine. Dar am stat cu copilul, l-am luat pe umeri și am stat cu el, am stat că mi-a plăcut și mie. Și de multe ori mă duceam direct la gară și mă duceam cu Cugireana la servici, numai ca să văd spectacolul cenaclului Flacăra. Spuneați de cenaclul Flacăra. Cum erau atunci momentele? Cum simțeați aparițiile în cadrul cenaclului? Și revenim ulterior în zilele noastre să ne spuneți cum simțiți momentele de astăzi din cadrul cenaclului Luminalina. Momentul acela, pentru că se cânta puțin cântec patriotic, erau extraordinare. Vă dați seama când de cântam, nu uita că ești român, că sus îndea la tine în sat, popa Ioan te-a botezat și lelea stanca te-a ținut un an la sân. Sau vă dați seama când mergeam în apusen și cântam Din țara moților noi am venit Și ultima strofă Nu vom ceda o palmă de pământ Chiar de vom intra mormânt Adică era un apel la cei care ascultau Un imbolt pentru cei care ascultau Și erau în ființa lor apărător al gliei, al neamului Al tot ceea ce au moștenit de la și lor noi n-am făcut altceva decât să le trezim acest moment patriotic în conștiința lor, în sufletul lor. Sau... Mai simțiți astăzi acest patriotism sau totul este un da, spectacol? Da, uitați acum că continui cu mare bucurie și mulțumesc lui Cătălin Dumitrian că au avut ideea ca să... Nu știu cum de au avut -o așa de târziu, că m-aș fi bucurat să mă cheme, mai de mult. Niciodată nu e prea târziu. Nu e târziu, nu, nu, dar poate era mai tânăr, vreo 6-7 ani atunci. Așa? Și îi văd acum când cântăm cântecele astea patriotice sau mai ardeal, ardeal, mult ai trăit cu amar, numai Mureșu-și spune cât ai pătimit în lume. Vedeți, când le cântăm astea, îi vedem pe oameni cu câtă, cu câtă, de multe ori îi vedem cu lacrimi în ochi. Sau vă dau un alt exemplu, i-am lăsat și cânte cu lui Ștefan. Care l-am auzit de la o maică din Moldova Un cântec iubit în zona Moldovei, a Bucovinei Da, da, da e Bine, era varianta aia originală Că acum s-au făcut partituri pentru cor și așa Stilizată. mai departe Stilizată da da, 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 așa Dar atunci când am cântat-o eu în 90 O cântam în Cenacul Flacăra Și am lăsat-o la Mănăstirea Putna Eram cu Cenacul Flacăra, cu Păunescu la Mănăstirea Putna și la altarul mănăstirii era clopotul lui, lui Ștefan. Și au zis Păunescu către mine, părinte, cred că de pe clopotul acela sună cel mai bine cântecul lui Ștefan. Era curtea plină de, de, de credincioși care ne urmăreau, care veneau cu noi după cenacliști. Și cu toți am făcut acolo un mini-spectacol cenaclu-flacăra. Pleca de la acest cântec al lui Ștefan cel mare. Și vreau să vă spun că cu acest cântec, în 90, am fost în Basarabia la sfințirea statuii lui Ștefan cel Mare. Și mi a spus, Grigore Vieru, Dumnezeu să-l odihnească, ce părinte, cu acest cântec al lui Ștefan, moldovenii noștri îl cântau pe străzile Chișineului și cu cântecul ăsta au câștigat Revoluția. Pentru că îl ascultau în fiecare joi când se transmitea programul Cenacului Flacăra pe TVR1, programul 1, nu, nu, da, nu, da, nu da. TVR, programul radio, pardon, scuzați, da, așa, și l-au învățat, îl știau pe din afară, când am dat spectacolul de gală cu familia Teodorović, Doina și Aldea Teodorovici, când am cântat, am început să cânt cu un dangăr plin de jale, mii de clopote dau veste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este, s-au ridicat toți în picioare și alții un, genunchiau, un genunchiat și au aprins torțe. Și eu, eu am început să, 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 să știu eu, să, nu să tremur, dar am avut emoții. Și Grigore Viero a venit lângă mine pe scenă și a spus, părinte, trebuie să-l cânți de 3, 4, 5, 6 ori pentru că ăsta e imnul cu care noi am câștigat Revoluția. Și îl cântau cu toții toată piața. Mi-am amintesc că pe vremea aia zi, mai era încă statuia lui Lenin acolo în față. Și pe statuia lui Lenin erau ciucuri de oameni și cântau cântecul lui Părinte, pentru că în această perioadă, poate că românii sunt mai mult acasă și sunt în familie, am să invit să rămână în continuare alături de noi și de ce nu să intre pe pagina noastră de Facebook pentru a ne scrie dacă știau mai multe despre aceste piese, așa e românul sau tu ardeal și cu siguranță vom fi uh, cei care vă vor răsplăti pentru fidelitatea uh, dumneavoastră. Părinte, uh, Ați fost pe num în numeroase biserici, ați cântat, dar tot în atâtea numeroase scene ale lumii ați reușit să duceți mai departe cântecul patriotic românesc. Astăzi trăim zile în care poate patriotismul nu mai este la cea valoare de atunci, nu mai ne dăm seama de ce înseamnă patriotismul, pentru că avem o anumită libertate, dar care de multe ori trece în libertinaj și nu știm să ne bucurăm de ea. În schimb, aș vrea să vă întreb un lucru. Ați intrat în contact cu foarte mulți artiști ai acelor vremuri, artiști care au avut curajul să fie și ei, la rândul lor, mărturisitori. Unul dintre ei este cel care și astăzi vă cântă acest cântec, această piesă, și anume Așa e românul, și aici mă refer la Nicolae Furduiancu. Povestiți-ne, vă rog, cum a fost întâlnirea atunci când poate a preluat această piesă. Da, mă, pe Nicolae Fordui Iancu sau pe Nicu, cum îi spunem noi, eu îl cunosc de mulți ani, pentru că și înainte de Revoluție eu cântam, după ce am cântat cu Cenacul Flacăra, mă luau în spectacole de colinzi la Casa de Cultură și la 24 ianuarie, 26 ianuarie și așa mai departe. Îl știu de tânăr când a început să cânte, pentru că o mai declarat și el, dacă ați văzut la televiziune, el a început să cânte numai la 29 de ani și o face bine, o face bine. Eram foarte apropiați și cu Ion Bocșa și așa. Dar el când a făcut în 96 imprimarea pe o placă, o venit și m-a rugat, mi-a mi mi zis, vreau să registrez, părinte, o înregistrez, părinte meu, Da, și dovadă este placa respectivă, care eu o am, dacă vreți mărturie, vă pot oferi, este cântec de la părintele Doru Iaja. Adică le-au plăcut. Ce vreau să vă spun cu uh, tinerii? Le place și lor. Le place și lor. Nu trebuie cineva să le să le înceapă cântecul. Ce simțiți atunci când auziți cântecele acestea? Sigur că mă bucur. Mă bucur. Mă, mă bucur tare și îmi face plăcere să le aud. Și știu eu, îi sunt pe care îi cunosc și îi felicit și chiar îi îndemn să cânte le dau câte un CD- de al meu ca să învețe mai departe. Dar. Vreau să vă spun un moment și din cu asta uh, poate că v-am spus totul. Aici la noi spuneți dumneavoastră și sunt de acord cu dumneavoastră ce ziceți că poate că au rămas un pic mai pe planul 2 cântecul patriotic. Eu am fost la Alba Iulia, inspector de religie al inspectoratului școlar și în 96 am făcut drumul lui Mihai Viteazu de la Mănăstirea Dialu statuia de la Pitești al lui Mihai Viteazu, statuia din Alba Iulia și de acolo am plecat cu un autocar cu reprezentanța inspectoratului școlar Dâmbovița, Argeș și Alba Iulia. Și am avut și orchestră, și am avut și dansatori, și am avut ca să dăm program și să fie în așa fel o fost calculată călătoria ca să ajungem la columna lui Traian în ziua de 1 decembrie. Și am avut din zona Munțelor Apuseni un uh, dirijor al orchestrei noastre și încă doi taragotiști, care îți cunoscuți, el nu era taragotist dirijorul, dar erau trei taragotiști, Ghiță Albu și încă doi mai tineri, și în costume naționale. Și la columna lui Tean ne aștepta, era plin, era plin de români, plin de români. Bătut din pânz, mi ajuns și am început programul nostru. Ei, ca un moment de senzație pentru momentul respectiv. Noi fiind în costume naționale, ei ne-au primit cu atâta dragoste, au primit cântecul cu atâta dragoste, cântecul patriotic, ne-a venit ideea la unii, hai să urcăm taragotiștii sus pe columna lui Traian, să cânte de acolo marșul lui Iancu. Nu știa nimeni ce se întâmplă. Au lipsit din orchestră, s-au urcat sus și de pe columnă de sus au început să cânte marșul lui Iancu. Vă dați seama ce moment emoționant a fost. Dați seama. Ei, pentru noi a fost emoționant. Nu vă mai spun că la graniță, când am ajuns acolo și să mergem, mergem la columna lui Traian, suntem o formație cu cântece patriotice și așa mai departe, Zice, ia cântați-ne și nouă. Și în vamă, în borș, o trebuie să le cântăm. Doina Iancului, marșul lui Iancu și așa mai departe. Dorul este sentimentul cel mai frumos, poate, pe care un om îl poate trăi. În schimb, dorul, sub forma aceasta, este exprimat doar de români. Prin piesele pe care le-ați cântat de-a lungul anilor, ați exprimat dorul de țară, dorul de casă, dorul de cei dragi. Ce înseamnă dorul pentru dorul Gheaja? Apoi știți dumneavoastră că este un cântec care ce dorurile mele n-au asemănare. <laughs> da, dorul, dorul meu pentru cântec, pentru unde m-am născut și unde trăiesc, și rog pe bunul Dumnezeu să mai fie încă ani ca să pot să mă exprim în fața credincioșilor și în fața spectatorilor la spectacole, să fie binecuvântați de Dumnezeu și cu sănătate, îi totul. Este totul. Nimic nu e întâmplător. Numele este legat de dor. Da, da, da. Dar da. da. vreau să fac o remarcă. Să știți că dorul, al meu este dorul din cele patru litere. Nu este Teodor, este dorul. D-O-R-U. Deci nu este nicio coincidență. Nici o coincidență, da. da. Părinte, familia ce spune? Familia mea, familie frumoasă, soția mea ne-a părăsit acum 10 ani. Și am trei fete cu familiile lor, locuiesc cu una din fete în Alba Iulia, celelalte la casele lor, fiecare, cu dragostea lor, așa cum am fost și noi părinții față de ele. Se simt mândri că. Cum să nu? Cum Au așa bijuterie acasă? Ai, nu, nu știu dacă e bijuterie, dar ele sunt mândre, mândre de mine și eu sunt mândru de ele. Pentru că orice părinte își iubește copilul, nu? Mărinte, și noi suntem mândri de ceea ce ați făcut pentru neamul nostru și am să vă rog, întrucât ne apropiem de finalul acestei ediții, să ne cântați puțin din ceea ce înseamnă așa-i românul. Este o piesă de suflet care, iată, acum la final de an, putem să stăm un picuț și să medităm asupra ceea ce am făcut de-a lungul anului, asupra ceea ce urmează să facem mai departe și de ce nu să ne iubim poate mai mult țara și locurile acestea natale. Bune rele, așai românul când se înveselește, ca și stejarul când înmugurește. Așa i românul când el e iubit, ca și când el e iubit ca și stejarul când a înverzit. N-am nici cuvinte, nici nu pot a spune cât de frumoasă este țara mea. Sia miał beaten, Cewo ampe lume, ye to ta, de frumusia Sia miał beaten, Cewo ampe lume, ye to ta, de. O rugăciune către ceruri zboară, o rugăciune către Dumnezeu, mă rog, fierbinte pentru a mi-a țară și pentru tine, drag poporul meu. Mă rog fierbinte pentru a țară și pentru tine, drag poporul meu. Părinte, v-aș aplauda, în schimb, aplauzele cred că vin dincolo de camere, de către, din partea oamenilor, cei care stau acasă și cu siguranță sunt aplauze neîncetate, atât din țară cât și de peste hotare. Sunt cuvinte care trebuie să ne rămână la suflet și să le sădim acolo undeva în inimile noastre, să le luăm cu noi, să le purtăm zi de zi, chiar dacă ne aflăm aici în țară, cât și în diaspora, dincolo de granițele acestei țări. Părinte, pe final aș dori să transmiteți un mesaj tinerilor în principal, tinerilor care ne urmăresc aici la Trinitas TV de fiecare dată. Înainte de transmite mesajul meu tinerilor sau a credincioșilor sau a telespectatorilor dumneavoastră, aș vrea să vă aplaud eu pentru emisiunile care le faceți Mulțumim. și pentru, pentru emisiunea care o realizați acum și care le veți mai face. Să știți că urmăresc, urmăresc Trinitasul, urmăresc cu drag întotdeauna. Aș vrea să îndrem și tineretul să caute ei, să butoneze acolo pe, la, la televizor, să caute Trinitasul, că au de învățat numai lucruri bune și folositoare. De la, începând de la cuvintele de suflet pe care le aud de la erari, de la duhovnici mari, care le sunt folositoare în viața lor de toate zilele, în viața lor de viitoare familie, în viața lor de viitoare profesie pe care vor să-și o aleagă. Și m-aș bucura ca să fie ei cei care iau exemple de la, această, de la acest post de televiziune Trinitas, de la emisiunea care le transmiteți dumneavoastră. Domnul, mulțumim, Eu le doresc tuturor sărbători cu bine, cu sănătate și să nu uite colindul tradițional, să se colinde unii pe alții, copiii pe părinți, părinții pe copii și cu toții, părinții și copiii pe bunici. Părinte, vă mulțumim foarte mult că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați ales să fiți astăzi alături de noi aici la Trinita TV. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit o lecție de istorie. Mi-ar fi plăcut să continuăm această discuție, dar promitem că vă vom urmări în viitoarele spectacole pe care le veți susține și de ce nu vom veni în fața publicului nostru cu imagini inedite, astfel încât să vadă lumea că nu mințim și că sunteți în continuare pe scenă în fața mii, zeci de mii de oameni. Eu vă Mulțumim. fac o invitație. Veniți la un spectacol care le avem acum cu cenaclul Lumină Lină și vă convingeți pe viu. Cu siguranță așa vom face. Și veți transmite de acolo ce considerați că este mai semnificativ și mai plăcut pentru cei care ne urmăresc? Vă mulțumesc foarte mult, Părinte, și aștept să ne revedem. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi. Sunt Iulian Bobârnea și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot aici, pe Trinitas TV. Până atunci, rămâneți în continuare pe postul nostru și, de ce nu, urmăriți și pagina noastră de Facebook, Trinitas TV. O săptămână frumoasă tuturor! La revedere!